La nivelul municipiului Călăraș și al județului, de fapt, nu avem decât două centre de recuperare de zi pentru copii cu handicap sever, copii cu dizabilități. Vă spuneam, unul anexat la acest centru, complex de servicii pentru copilul cu handicap sever, și cel mai nou centru este cel de la Sera 2, spunem noi, situat în cartierul Măgureni, a cărui inaugurare s-a întâmplat în iunie 2022, dar a început să funcționeze efectiv din 5 decembrie 2022. În această perioadă au fost perfectate documentele de predare-primire și pur și simplu schimbarea contractelor, să spun așa, gaze, utilități. Acest centru a apărut ca o nevoie a recuperării multor cazuri. Avem destul de mulți copii cu dizabilități înregistrați sau pentru care se liberează certificate de încadrare în grad de handicap și un singur centru. La acel moment, se întâmpla prin 2018, a fost identificată nevoia unui al doilea centru de recuperare pentru copii cu dizabilități, moment în care, prin inițiativa Fundației Sera în parteneriat cu Consiliul Județean, s-a construit acest centru nou pentru beneficiarii din județ. Finanțarea din partea Fundației Sera a fost la 357.000 de euro. Prin contract, Fundația Sera s-a obligat să asigure proiectarea, execuția și dotarea centrului, iar Consiliul Județean a avut o contribuție de 15% din valoare, undeva la 63.000 de euro. Consiliul Județean având obligația să pună la dispoziție terenul și să asigure cuprinderea în organigrama direcției, noi ca și unitate subordonată, și să asigure funcționarea pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la inaugurarea acestui centru. În prezent, eu sunt mulțumită de cum a pornit funcționarea acestui centru. Avem un număr de 48 de locuri, dar de fapt beneficiare avem un pic mai mult, 49. Și spun asta pentru că asigurăm, prin intervenția echipei mobile și activități de recuperare la domiciliu, avem două situații a unor copii nedeplasabili pentru care asigurăm kinetoterapia la domiciliu și toate celelalte activități se desfășoară la fel după un program bine stabilit, în așa fel încât fiecare copil înscris în program rămâne în centru o perioadă de 1 până la 3-4 ore. Funcționăm cu cabinete de kinetoterapie, logopedie, intervenție psihologică, intervenție educațională, așa încât copilul, de la cu o pauză de 5 minute între activitățile de recuperare, poate să beneficieze de serviciile noastre. Toate activitățile, de fapt, sunt cuprinse într-un plan de abilitare-reabilitare. Încercăm să ținem pasul cu recomandările medicale și ale specialiștilor, în așa fel încât să asigurăm cât de cât o recuperare de bună calitate, spunem noi. Numai că rezultatele în dizabilitatea psihică sau neuropsihică severă apar greu, cu răbdare și cu tact. Canal Sud și Radio Voces Campii te provoacă la concurs în perioada 7-14 aprilie. Avem pentru voi 11 premii super tari. Mai bine spus, contribuim la răsfățul tău culinar de Paște. Pentru detalii, intră pe canalsud.ro sau radiovocescampii.ro.